Cu siguranță că sunt destui care își amintesc cu mai multă sau mai puțină putere de fostul Partid Democrat, transformat apoi în PDL. Acest partid, creat de fostul președinte Traian Băsescu, nu mai există, fiind absorbit de PNL. Nu toți foștii pedeliști au trecut la PNL, ci unii au format PMP. Prezent zilele trecute la Deva, cu ocazia alegerilor interne din filiala județeană Hunedoara a partidului, Clement Negruț, vicepreședintele național al PMP, a spus că o parte dintre foștii săi colegi din PDL i-au înfipt un cuțit în spatele lui Traian Băsescu și au trecut la PNL, întrucât i-a amețit puterea. Din nefericire, domnia sa a pus mâna pe foarte multe persoane publice din țara românească, care i-au întors spatele. E dureros pentru un om politic care, de o anvergură a lui Traian Băsescu, care a avut, are simț politic, și până la urmă, identificând niște oameni tineri la vremea respectivă, Falcă, pornind de la Falcă până la, eu știu, Hava și alții, nu a făcut un lucru rău, pentru că au fost buni administratori, dar vedeți dumneavoastră, câteodată pe unii puterea amețește. Și pentru a rămâne acolo, infici cuțitul în spate celui care te-a făcut. Și asta nu e o notată, nu? De la Cezar încoace, cam lucrurile astea se întâmplă. Clement Negruț a recunoscut că PMP a făcut greșeli de-a lungul timpului și că se dorește ca acestea să nu mai fie repetate. Spiritul adevărat al Partidului Democrat, spiritul acel partid în care eu am crescut din 97 și pe care l-am construit în Alba, spiritul și principiile am încercat să le aducem aici. Și eu când am pornit la drum alături de Traian Băsescu în 2000, când a ajuns președintele PMP, au fost exact principiile care am plecat noi acum la drum. Profesionalism, responsabilitate, loialitate, corectitudine. Nu ascund, eu sunt un om direct. Am făcut și noi greșeli, PMP. Am făcut greșeli, din care am învățat. Și eu, cel puțin, cât voi mai fi în partidul ăsta, pentru asta mă voi bate. Să nu mai facem greșelile care le-am făcut. Vicepreședintele PMP a cerut guvernului demis să-și asume greșelile făcute, iar printre principalii vinovați de situația în care se află țara, îi consideră pe reprezentanții USR, pe care îi acuză că au scos România la mezat. A vorbi e foarte simplu. E mai greu să mergem dincolo pe stradă și să stai cât de vorbă cu omul ăla care știe că mâine trebuie să-și plătească factura la gaz, să-și plătească apa, nu știe dacă un guvern irresponsabil, cum este cu acest guvern PNL, USR, UDMR, a aruncat țara în criză, dacă mai vine pensia sau salariul? Da, aici suntem. În zona asta suntem. Trebuie să recunoaștem clasa politică, din care facem și noi parte. Dar, să ne asumăm. Asta cerem noi, actualilor, actori politici, să-și asume. România nu este de vânzare. Și nici la cheremul unor indivizi, Barna, Cioloș și alții, care pun la mezat așa. Clement Negruț, vicepreședintele național al PMP, și-a continuat tirada la adresa foștilor colegi din PDL, considerându-i pe aceștia drept lipsiți de caracter. E dureros câteodată și punându-mă și eu în situația domnului președinte Traian Băsescu, să vezi oameni care ți-au întors spatele. Și probabil care mulți dintre ei nu l-ar mai saluta dacă l-ar mai vedea. Și știu cazuri de genul ăsta. Pare rău, vă spun. Și e regretabil că se întâmplă astfel de lucruri. Domnia sa, în schimb, nu cred că are niciun regret. V-am spus, a avut feeling, a simțit oamenii care au capacitate. Niciodată nu-ți cunoști partenerul de viață sau nu-ți cunoști pe cel lângă care stai o viață. Se vede și caracterul. Din păcate, mulți dintre ei nu au avut caracter. În momentul actual, PMP nu este partid parlamentar, dar reprezentanții formațiunii speră în organizarea de alegeri anticipate pentru a încerca revenirea în prim planul politicii autohtone.